Suntem astăzi pe drumul județean 209B, celebrul drum al Talienilor, un drum istoric aici la Borca. Sunt extrem de bucuros de cum decurg lucrările aici. Am început să punem primul strat de asfalt și am convingerea că în continuare vom merge în același ritm susținut, așa cum a mers și până acum lucrarea de aici. Vreau să-i mulțumesc public domnului primar Niță pentru toată susținerea pe care o a acordat-o Consiliului Județean în a implementa acest proiect de aici și am convingerea că roadele muncii lui din ultimii 4 ani de zile alături de Consiliul Județean vor fi mulțumitoare pentru cetățenii Comunei Borca. Am de asemenea alături de mine pe viitorul primar al Comunei Borca, domnul Petrică Rușcanu, și sunt convins că pentru cei din Borca este soluția corectă la primărie. Încă o dată vreau să asigur cetățenii Comunei Borca de toată susținerea și a mea personală și a Consiliului Județean și cred că această investiție de aici, care este cea mai mare investiție ca și valoarea Consiliului Județean Neamț, va fi o investiție care va mulțumi și cetățenii Comunei Borca și toți cetățenii județului Neamț care vor trece în județul Suceava pe aici, pe la Borca. Vreau să vă spun că voi urmări cum se desfășoară lucrările aici și voi inspecta săptămânal această lucrare. Am promis cetățenilor din Borca că voi face acest drum și mă țin de cuvânt.